Stimați telespectatori, doamnelor și domnilor, iubiți frați și surori și dragi prieteni, vă spunem din nou bun venit la emisiunea Pași prin Credință. Ne bucurăm să fiți împreună cu noi și mulțumim Domnului și dumneavoastră pentru că ne permiteți să intrăm în casele dumneavoastră pe calea undelor. Ca întotdeauna, în cadrul acestei emisiuni, avem invitați împreună cu noi care mărturisesc experiențe, frumoase experiențe deosebite din viața lor de credință. În emisiunea precedentă, pastorul misionar Dani a fost împreună cu noi. Repet ceea ce spuneam atunci, o să căutăm să păstrăm oarecum ascunsă identitatea lor completă din motive de securitate pentru locuri în care slujesc. La emisiunea trecută am dialogat cu pastorul misionar Dani și ne-a istorisit anumite experiențe deosebite care ba ne-au dus la zâmbet, ba la lacrimi, dar ce e mai important că experiențele acestea în final l-au dus la crucea Domnului Iisus Hristos și la cunoașterea lui Dumnezeu și a dragostei lui Dumnezeu. Am încheiat emisiunea trecută cu momentul în care dumnealui a fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt în biserica noastră, Happy Valley, în Phoenix, Arizona. Lucrare care a confirmat pentru el faptul că Dumnezeu îl trimite în India ca să slujească misionar. Reluăm și continuăm evenimentele cu momentul la care am rămas de data aceasta pentru a proceda mai departe. Avem împreună cu noi și pe soția dumnealui, sora Ioana, care a fost invitată să împărtășească alături de soțul ei împreună cu noi câteva din experiențele vieții și a familiei lor de pe terenul de misiune. Vă spunem bun venit în cadrul emisiunii din nou, frate pastor Dani, sora Ioana. Ne bucurăm să fiți împreună cu noi și să continuăm oarecum cu punctul de unde am rămas, botezul cu Duhul Sfânt în biserica Happy Valley. Ce s-a întâmplat după aceea? Pentru că din ceea ce cunoaștem deja, ați hotărât să vă căsătoriți și apoi să plecați misionar în India. Dacă puteți să ne dați mai multe detalii și apoi începutul misiunii în India. Aș vrea să încep chiar din seara aia, după seara aia. Am mers acasă, am sunat-o pe Ioana la telefon și mi-a spus, Ioana, vreau să spun, Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt și asta e un semn că Domnul ne cheamă să plecăm misionar în India. Am auzit numai lacrimi la telefon și țin minte că a început să plângă și am știut de ce. La școala de misiune care am făcut-o noi, a doua școală de misiune care am făcut-o în Arad, împreună, am avut un profesor de misiologie care a fost misionar în India și spunea despre murdăria de acolo, în special din Varanasi. Și țin minte că după o lecție de misiologie am ieșit afară și era logodnica mea atunci, Ioana a spus să ne trimite Domnul oriunde, numai în India nu. Și am spus, nu știi niciodată, mai bine nu spui așa ceva. Și acum când eu am sunat-o și am spus că tocmai în India, a fost un șoc pentru ea. Pentru că ea tocmai acolo nu vrea să meargă. Dar pentru că ea a știut că cât de mult mi-am dorit eu botezul cu Duhul Sfânt și cât de mult am așteptat și m-am rugat și vroiam să am această încredințare, împuternicire din partea Domnului, i-a spus da. Am mers acasă la scurt timp, ne-am căsătorit și după doar o lună jumate, două luni de zile după căsătorie, am plecat în India pentru șase luni de zile. Ca și cuplu, am început viața de familie împreună și... Și viața de misiune și de slujire împreună. Toate deodată au venit. Deodată.
Și n-ați fost pregătiți poate bine pentru niciuna. Pentru niciuna. Dar cu ajutorul Domnului ați scos-o bine la capăt. Din perspectiva Sora Ioana, dacă ne spune din seara aceea de când a primit telefonul și apoi primele impresii și cum totuși ați hotărât să ajungeți în India și începutul lucrării de acolo. Așa cum Dani spunea, nu mi-am dorit India pentru că mi-am făcut o imagine greșită sau prea negativă despre India. Eu îmi doream Africa, mă rugam pentru Africa, dar mă rugam pentru oamenii nemântuiți în general. Dar când am auzit de India, mi-a fost teamă. Recunosc, mi-a fost frică și frica m-a cuprins, dar știam că atunci când Dumnezeu l-a botezat pe Dani cu Duhul Sfânt, a fost un semn clar că Dumnezeu ne vrea în misiune. Nu a fost ușor nici pentru Dani să se întoarcă din America, familia, el nu a spus, familia a fost foarte împotrivă, pentru că n-au înțeles, vii din America, te întorci în România, nu într-o țară ca și România, într-o țară mai rea, mai săracă și tu vrei să te duci în India, din America. Ne-am dus cu ajutorul Domnului, am plecat spre India fără să știm prea multe și oricât de mult înveți la școală despre o anumită țară și profesorii încearcă să te pregătească, niciodată nu este de ajuns și India nu o poți experimenta din cărți sau din auzite, trebuie să mergi acolo și să vezi ce se întâmplă. Când am ajuns în India, prima zi, primele săptămâni au fost grele pentru mine. Nu aveam nimic, aveam un apartament închiriat, dar nici cele mai simple lucruri de care ai nevoie într-un apartament nu le aveam. Plângeam în fiecare zi, știam că Dumnezeu ne cheamă. Dani era puternic în credință și mă încredința și mă îmbărbăta, dar n-a fost ușor. N-a fost ușor să iei totul de la început, dar aveam convingerea că Dumnezeu este cu noi. Și asta ne-a îmbărbătat în fiecare zi. Și în câteva cuvinte așa introductive despre lucrarea de ansamblu pe care o faceți. Cred că ar trebui să spunem cum de am rămas acolo. Așa, am mers, vă ascultăm. Prima dată pentru 6 luni, dar i-am spus Domnului, Doamne, dacă Tu ne vrei pe termen lung în India, eu sunt gata, dar ar vrea să o reconfirmare. Și pentru mine reconfirmarea în India a fost în orașul în care a fost noi, unul dintre cele mai sărace locuri din India, suprapopulat și drumul pe care mergeam noi atunci era drum de cărămidă îndungă, era plin de gropi, era un praf extraordinar de la mașinile care le umblau și ridicau praful și din cauza umezelii se făcea noroi pe tine. Și din cauza că îi clansonează foarte tare, mă durea capul, mă durea spatele de la gropile din drum și umblam cu un motor cu 3 roți, cam mai de mult la noi mașinile care duceau la cofetărie prăjiturile, un motor cu 3 roți, stăteam acolo în spate și suspensia destul de proastă, deci era nu condiții foarte bune de transport. Și era în momentul ăla când aveam durere de cap, erau niște mirosuri extraordinare pentru că oamenii acolo urinează pe stradă, gunoaiele erau peste tot, în special atunci, și acum mai sunt, dar acum e diferit. În 2003 am fost pentru prima oară și în ciuda tuturor lucrurilor, care nu era nimic ca să-ți placă, am avut așa o bucurie și o pace și simțeam că eram așa o stare de exaltare și o bucurie și simțeam că așa de mult îmi doresc să rămân acolo. Și pe un moment am zis, Doamne, m-am pierdut mințile, cum poți să ai bucuria aia și pacea să-ți dorești să stai în condițiile astea? Cum poate să-ți placă ceva ce normal ar trebui să urăști și să detești? Exact. Mizere, mirosuri, condiții grele și am simțit în gândul meu o voce care mi-a spus, asta pentru că ești în voia mea pentru viața ta. Nu mi-a trebuit nimic, așa am știut. Nu contează condiția socială în care ești sau condițiile
de mediu sau orice condiții în care ești, contează să fii în voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Acolo găsești pace, bucurie, nu contează condițiile. Și am spus, Doamne, eu vreau să vin, dar te rog frumos, vorbește soției. Zilnic întrebam, Ioana, ce spui? Domnul pe mine m-a chemat, ce spui tu? I-am spus, Doamne, dacă tu dorești și ne vrei în India, vorbește soției. N-am să vin în India, să oblig, dacă prima oară am spus, vrei, nu vrei, te mergem în India. Acum am spus, Doamne, vreau să vorbești soției. Și o așteptam pe ea zilnic, zilnic și nimic. 6 luni, nimic. Nu mi-a spus nimic, e o fată mai calculată. Eu sunt mai aventuros, mai impulsiv, ea e calculată și ne echilibrăm foarte mult în căsnicie și i-am spus nu știu încă, nu știu încă și 6 luni de zile nimic, zilnic o întrebam și în ultima zi, când eram în Delhi, mi-am pierdut speranța, am zis nu. Am pus pe genunchi, trebuia să plecăm la avion, la aeroport. Și țin minte că ne-am plecat pe genunchi și plângeam. Eu plângeam pentru că știam că Domnul mă cheamă în India și vroiam să slujesc Domnului acolo în India. Ea a început să plângă și ea. Și nu știam de ce a început să plângă ea. Eu credeam că se bucură că a scăpat. Și după rugăciune am întrebat-o și am zis, Ioana, de ce ai plâns? Și am întrebat, de ce ai plâns tu? Și am spus, să spunem tu, că eu te-am întrebat pe tine primul. Și a început să plângă și a spus, mi-e dor de copiii ăia cu care am lucrat 6 luni de zile și de-abia aștept să mă întorc înapoi la ei. Wow. De-abia aștept să mă întorc înapoi la ei și acolo, pe ultima 100 de metri, ultima jumătate de oră, Dumnezeu poate ea poate să-i spună ce a simțit și am știut că Dumnezeu ne cheamă pe termen lung să mergem înapoi. Deci, acum, dacă sora Ioana, din perspectiva dumneaei, ne explică ce s-a întâmplat și apoi o introducere a lucrării din India, unde slujeți. După care, în momentul în care am părăsit locul în care lucrăm și în ziua de astăzi, atunci mi-a vorbit Dumnezeu cel mai mult. Atunci când simți dorul a ceea ce faci, știi că e spre slava lui Dumnezeu, simți și chemarea. Pentru mine a fost așa. Momentul în care am plecat din acel loc, am simțit chemarea lui Dumnezeu puternic în viața mea. Mi-era deja dor și nu înțelegeam cum poate să fie dor după 12 ore. Cum poate să fie dor de ceva atât de repede? Și mi-am dat seama că m-am îndrăgostit de locul acela. Chiar dacă nu aveam motive fizice, niciuna, dar aveam copiii aceia, aveam ochii aceia în minte, aveam... bucuria care am simțit-o să pot lucra și să pot să le vestesc Evanghelia. Acea bucurie, acea dor, acel dor m-a făcut să înțeleg că Dumnezeu mă cheamă înapoi. Și atunci, într-o sumarizare, dacă ne descrieți lucrarea în care sunteți implicați. Da, pentru cei care cunosc mai puțin. Acum, mulți dintre noi știm ce faceți acolo din prima mână, dar pentru telespectatorii noștri care nu știu, care e lucrarea în care sunteți implicați? Orașul în care am mers să lucrăm este un oraș foarte analfabet. Procentajul în 2003 era de 80% în rândul femeilor, 60% în rândul bărbaților, a copiilor. Nu erau alfabetizați. Pe direcția asta ne-am vrut să ne ducem noi, pentru că nu poți să mergi direct cu Evanghelia, am vrut să începem de undeva. Ne-am dus, am vizitat locuri diferite în acel oraș și e un oraș cu o populație de peste 3 milioane de locuitori. India are peste 1.200.000.000 de locuitori. Deci noi suntem într-un orășel foarte mic, doar de 3 milioane de locuitori, cu o suprafață nu mai mare ca așa Clujului. Deci densitatea e foarte mare. Ne-am dus, am vizitat anumite locuri din oraș, dar Dumnezeu ne-a deschis ochii pentru o anumită zonă, mai bine zis pentru o anumită stradă, care era lungă, de la un cap la celălalt, făceai pe jos jumătate de oră. Și acolo, pe acea stradă, erau doar colibe de bambus, condiții nici cele mai minime, nu erau apă, canalizare și așa mai departe. Dar în acea zonă era plin de mlaștini și copii, mulți. Mulți se jucau acolo. Știam că nu merg la școală, știam că nu fac altceva decât de dimineața până seara erau afară.
părinții lor, servitori în casele bogaților, ei doar se jucau acolo. Dumnezeu ne-a vorbit să mergem să facem ceva pentru acești copii. Și am început într-o cămăruță micuță să îi adunăm pe acești copii. La început au venit 10, 20, 30, 35 am început cu ei și am început efectiv cu începutul, să învățăm alfabetul. Pe atunci nu știam, dar ni s-a alăturat un frate dintr-o biserică mică creștină de acolo și cu ajutorul Dumnezeu am început să-i învățăm, să-i educăm. Mai departe, după anumit timp, am văzut că copiii aceștia, chiar dacă nu au posibilități, sunt adevărate valori. Au posibilitatea să învețe și să se dezvolte. Ceea ce le dădeam noi era prea puțin. Dumnezeu ne-a pus pe inimă să îi trimitem la o școală formală, să le dăm educație mai multă, pentru că am știut că Hristos și educația te transformă. Nu vă putem explica ce a fost la început când i-am adunat pe 35 de copii, nu știau nici să stea în rând. Pentru noi a fost o bucurie să-i vedem că știu să stea în rând când intră în clasă. Să îi vedem că poate să spună sorry la anumite lucruri sau mulțumesc pentru erau când primeau ceva. Erau disciplinați total, deci luați de pe stradă. Da. Erau nu aveau nici cele mai elementare noțiuni de disciplină exact, sau ordine. Deci, am început cu lucruri basic, să învățăm să se piaptene, să se spele, să-și taie unghiile, îi controlam zi de zi, te-ai spălat pe dinți, ți-ai spălat fața, te-ai spălat hainele. Asta era munca noastră de zi de zi mult timp și erau progrese mici, dar pe care noi le vedeam mari. Da. În special să nu vorbească, să nu se bată, să nu... să vină în timp să stea cu minte când îi se predă da, sau cineva vorbește da. Chestiuni care sunt normale pentru noi acolo erau minuni. Da, erau progrese enorme pentru noi. Trebuie un an și ceva să facem numai doar asta. Și am văzut copiii aceștia foarte deștepți. Ne-am hotărât să-i trimitem la o școală bună din Patna. Și i-am trimis acolo, dar era o școală hindusă. Copiii noștri veneau înapoi și ne spunea că o trebuie să se închină la zeul cutare, la celălalt și ne-am întristat în sufletele noastre. Atunci Dumnezeu ne-a pus pe inimă, de ce nu deschidem noi o școală formală, unde mai mulți copii să vină, să primească o educație, dar mai mult să-L cunoască pe Iisus. Deci școală. Ați plecat de la o școală simplă de alfabetizare într-o casă, undeva într-un apartament, la o școală formală, la un alt nivel. Da. Ce a fost frumos, aveam zile de luni până joi în care învățam cunoștințe generale, engleză și hindi și vinerea aveam clubul copiilor, lumeam noi, unde pentru prima oară în zona aceea s-a auzit numele de Iisus Hristos. Și copiii aceștia am început să învățăm cântece, mergeau pe stradă și cântau cântece despre Iisus. Și vinerea am transformat această zi în clubul copiilor. După care ne-am hotărât, Dani, o zi pe săptămână, seara, să chemăm părinții copiilor în aceeași încăpere unde era deja ne cunoșteau, vedeau progres în copiilor. Și încetul cu încet au început să vină părinții. Și Dani a început un scurs studiu biblic cu ei și am început să îi învățăm despre adevăratul Dumnezeu, care e viu și nu e un idol, nu e o imagine, ci e viu și cunoaște inima ta și te iubește necondiționat. Așa s-a deschis biserica. Mai târziu, și acum da. Slujiți la școală, școală de alfabetizare, școală formală și biserică și împreună cu tinerii. Una din experiențele care trebuie, cred că, menționate și împărtășite este o boală gravă prin care ați trecut, care v-a luat prin surprindere în India. Dacă puteți să împărtășiți cum. Eu am fost implicată mai mult cu copiii și mergeam zilnic. Pentru ei, bolile sunt ceva normal, o răceală, o boală, nu-i ceva ieșit din comun. N-am știut ce se întâmplă cu mine, dar am început să pierd în greutate, să obosesc foarte repede, să respir foarte greu
și n-am știut ce se întâmplă cu mine. După care, la un control medical, am aflat că am luat tuberculoză și la un X-ray, la o radiografie, mi-a descoperit că aveam deja pete pe plămâni, aveam gaură în plămâni și nu știam de ce. Doctorii, când au văzut, mi-au pus pe un tratament 12 antibiotice în fiecare zi și mi-au spus, trebuie să stai în spital cel puțin câteva luni, tratamentul un an de zile. Nu a fost ușor, pentru că toate antibioticele și medicamentele acestea începeau să mă afecteze foarte tare. Doctorii mi-au spus, trebuie să stai departe de o zonă cu praf și umedă. Dacă cineva cunoaște India și... Zona unde slujiți, e tocmai invers. Exact, e plin de umiditate, 90%, în sezonul ploios e 95%. Și praful e peste tot. Și când am auzit eu să plec din zona unde e umed și praf, am zis, imposibil, noi acolo lucrăm. Nici nu pot să mă duc în altă zonă, nici nu găsesc să mă duc. Dar Dumnezeu mi-a dat încredințarea că și acolo Dumnezeu poate să lucreze și se poate atinge de mine. Doctorul mi-a dat tratament pe 6 luni de zile, 12 antibiotice și era greu. Luam și trebuia să stau 2 ore, că nu știam ce reacții face în corpul meu, simțeam furnicături la început și mi-era foarte greu. Am început să am dureri la ficat din cauza atâtea antibiotice, rinichii și ne-am rugat. Dacă medicii mi-au spus 6 luni de zile, după 2 luni, după 3 luni de zile, am simțit că mă simt așa de bine și totuși eram în zona aceea cu praf și cu umiditate. Dumnezeu s-a atins de mine și medicii mi-au spus tot timpul, când se va uita cineva pe radiografia ta la plămâni, va vedea urme de tuberculoză. Mi-am făcut după 6 luni radiografie și nu se vedea nimic pe plămânii mei. Când am venit în America, după ce am avut tuberculoză, mi-au pus pe pașaport ștampilă cu TB case. Și eram așa ca un, nu știu, pentru americani era ca ceva... Ca un lepros. Da, era ceva... foarte, foarte greu pentru ei și grav. Și în ziua de astăzi, pe pașaportul meu scrie TB case. Că au zis, pe viață vei avea și vei avea... În record, da. Tuberculoză. Dar Dumnezeu s-a atins de mine și plămânii mei nici nu se văd că am fost bolnavă de tuberculoză. Dumnezeu m-a vindecat acolo, la loc. N-a trebuit să stau în afara Indiei, să plec ca să fiu vindecată. Dumnezeu m-a vindecat acolo. După mai puțin de 2 luni, 3 luni de luat de medicamente. Dați-mi voie să împărtășesc într-o paranteză cu telespectatorii noștri. Dumnezeu mi-a dat harul de câteva ori să vizitez această scumpă familie exact acolo unde ei slujesc și dacă este un lucru care îl detest, care nu-l suport, care mă îndepărtează de locul acela, e praful și fumul de acolo și apoi umiditatea. Și de fapt toți cei care au fost împreună cu mine sau au fost ei singuri, când sunt întrebați ce nu le place în India, acesta e primul răspuns: praful, funingine, cenușă, fum și umiditate. Iată că Dumnezeu, într-un mediu împotriva celui recomandat de medic, poate ca să intervină și să facă o minune într-o familie, pentru că Dumnezeu au nevoie de ei acolo. Acum o să intrăm într-o altă experiență care e unică în felul ei, pentru că mă gândesc că trebuie să fii misionar în India ca să treci printr-o astfel de experiență. Ați avut niște probleme acolo cu oamenii care se închină la idoli, oameni care nu s-au purtat așa de bine cu dumneavoastră. Dacă puteți să descrieți una din aceste experiențe și cât de ciudată a fost. Când
am deschis școala nu-i departe de templu. De fapt, școala e chiar în spatele templului și templul e undeva în stradă. Templul hindus e construit ilegal în stradă, dar e chiar în fața clădirii școlii. Și chiar dacă nu era locația acolo, au anumite sărbători religioase care, în care ei fac tot felul de corturi, în care pune idoli făcuți din paie și din lut și vopsiți, artistic frumos făcuți, care apoi după perioada de sărbătoare sunt aruncați în râul Gange. Și pentru confecționarea acestui cor și idol, anumiți oameni, de obicei oameni cetați cu legea, merg și din casă în casă, în special la școli sau la business sau la magazine și cer bani. Și au venit la noi la birou și văzându-mă alb, au cerut o sumă mai mare, 3001 rupii, pentru că unul poartă noroc. Și a spus, uite, deci chitanța lor, pentru că jumătate de bani rămâneau la ei, va trebui să dai bani. Și am spus frumos, am spus, noi nu facem așa ceva, noi nu dăm bani pentru idoli și noi nu putem să facem așa ceva, noi facem educație și avem nevoie copii săraci care învață pe de gratis în școala asta și noi nu putem să dăm bani pentru așa ceva, avem noi banii noștri pentru altceva. Și a spus, nu, trebuie să dați. Și am spus, ne pare rău, nu ne lasă nici credința noastră să facem așa ceva. La care ei s-au supărat foarte tare și chiar au făcut o concesie de la 1000, de la 3000 au ajuns la 2000, la 1000, până au ajuns la 101 rupii, dar trebuia să le dau banii aia. Și pentru că am refuzat, s-au supărat foarte tare și au spus, vă lăsăm acum, dar venim peste 2-3 zile înapoi și până atunci tu trebuie să dai banii. Părinții copiilor care studiază la școală au auzit și toată lumea vine la mine și a spus, te rog frumos să le dai banii pentru că ăștia sunt oameni periculoși. Nu te pune cu ei, 101 rupii vinea, atunci avea 2 dolari, nu era prea mult și a zis, pentru tine nu-s nimic ca banii ăia. Și le-am spus, nu e vorba de bani, e vorba de credința mea. Noi nu putem să dăm bani ca să confecționăm idolul. Noi avem un Dumnezeu și a fost o ocazie din nou să spunem ce credem noi și despre un Dumnezeu adevărat și ei nu știau prea mult despre un singur Dumnezeu adevărat și deși a fost greu, am avut ocazia să le împărtășesc, dar a fost și periculos și au venit oamenii din nou nervoși și a spus din nou frumos, le-am explicat nu facem așa, nu putem și am încercat să îi fac să înțeleagă că, uitați-vă de exemplu voi nu mâncați carne de vacă. Dacă v-aș obliga eu pe voi să mâncați carne de vacă, ar fi urât din partea mea și a spus foarte urât. Și am spus, același lucru și voi, dacă mă obligați pe mine să dau bani, e urât din partea voastră. Și n-au înțeles și au spus, o să-ți arătăm noi ție. Într-o zi am venit la școală, am venit mai târziu, școala a început de jumătate de oră, am venit în birou, directoarea era o soție de păstor, plângea, învățătoarele plângeau, și n-am ce se întâmplă. Și acestui păstor mi-a spus, uite ce s-a întâmplat. Dimineața când am venit la școală, am găsit un mort, un nou mort, la poartă, chiar la intrare în școală. Și am auzit de la vecini că omul ăsta a refuzat să dea și el bani pentru idol și l-a omorât și l-au pus la poartă ca să îți dea un semn pentru tine, pentru noi. Și spunea soția acestui păstor, știu în lacrimi, spunea, știu că nu-i bine să dea bani, dar te rog, dă banii pentru că oamenii ăștia o să ne omoare pe noi. Vă spun că nu mi-a fost ușor. Aveam, nu era doar viața mea, era viața și învățătoarelor și am mers acasă, am vorbit cu soția și am spus, ce să facem, e un pericol, niciodată n-am pățit ceva, putea să mă omoare pe directoare, pe mine și am luat o decizie cu soția, orice ar fi, nu putem face compromisuri. Erau copii care veneau la biserică, era membru din biserică, era învățător acolo, aveam un
un tânăr care l-a botezat și l-am luat învățător acolo la școală și am zis, dacă oamenii ăștia văd compromis în noi, vor face și compromis. Noi le dăm un exemplu și am spus, nu putem face compromis. Am mers, au venit oamenii din nou și am spus, uitați-vă, nu e vina învățătoarelor, e vina mea. Eu sunt încăpățânat și nu vreau, n-aveți voi treabă nimic cu învățătoarele și cu directoarele, dacă aveți ceva, aveți treabă cu mine. Vă puteți omorâ, faceți ce vreți, dar nu pot să fac asta. Dar dacă voi vreți respect pentru voi, pot să vă duc la o masă și avem un lunch împreună, un prânz împreună și putem vorbi și putem spune mai mult de ce nu pot să fac asta. Dar bani nu vă pot da. Pentru idoli. Pentru idoli. Și când au zis de masă pentru ei, zis, ok, hai, mergem la o masă. N-a fost un restaurant, a fost foarte... Simplu și o mâncare foarte ieftină, dar oamenii ăștia au mers, au venit patru persoane cu mine și în timp ce ei mâncau, am predicat Evanghelia, m-am spus că m-am întors la Domnul, cum și eu am făcut lucruri murdare și ei am știut că fură și minte și criminal și au omorât oameni și în timp ce ei mâncau, le predicam Evanghelia și ascultau atât de bine și la urmă au spus, nu trebuie să dați niciodată niciun ban. Nu va trebui să dați bani acum, au zis ei. Și chiar am împătenit cu ei. Au dus copiilor la școală la noi și când am avut ceva probleme acolo, ei au venit și ne-au ținut apărarea. Practic ne-am împătenit Dumnezeu din experiența asta foarte periculoasă pentru noi. Am ajuns în care să ne împătenim cu ei și ei să fie oameni care să ne ia apărarea cu altă ocazie când a fost nevoie. Deci și ați câștigat respect. Am câștigat respectul în fața acestor oameni. În fața acestor oameni și în fața comunității care au știut că noi nu facem compromisuri și că suntem tari în credința noastră și am avut ocazia să împărtășim pe un Dumnezeu viu, nu un Dumnezeu mort, dar n-a fost ușor. N-a fost ușor și mi-a tremurat picioarele, sincer. Să te trezești cu un om mort la poartă, cred că se întâmplă odată în viață, pentru misionari și pentru noi niciodată. Noi nu știm despre așa ceva. Dar slăvit să fie Dumnezeu care v-a întărit, care v-a purtat de grijă, care v-a inspirat, pe moment v-a călăuzit să știți ce aveți de făcut. Totuși, consider că ideea care ați avut-o în momentele acelea a fost de la Dumnezeu, gândul acela a fost o inspirație. Să mergeți să le dați o masă, să arătați ca om, n-aveți nimic împotriva lor, că îi respectați, exact. Dar că e împotriva cugetului și împotriva credinței și împotriva Bibliei să le dați bani pentru idoli și lucrul acesta nu se poate realiza, dar altceva puteți să faceți pentru ei. A fost un câștig pentru împărăția lui Dumnezeu. Exact, ei spuneau, uite, și preoții catolici au dat bani. Deci toate școlile mari, în special, sunt foarte multe școli mari, catolice, cu mii de studenți, cu mii de elevi, au dat bani. Voi, cu ce vă deosebiți de creștinii ăștia? Pentru că și ești creștin și dau bani. Tu ce fel de creștin ești care nu dai bani? Și ne bucurăm Domnului că ne-a dat înțelepciune cum să tratăm așa încât să nu arătăm lipsă de respect față de ei, dar în același timp să nu facem compromis și asta a fost o mărturie și pentru biserică și pentru tinerii. Copiii, când erau copii, acum sunt adolescenți, sunt întoși la Domnul, acești copii care atunci erau clasa 1, acum sunt clasa a 7-a, acum am transferat la clasa 9-a. Copiii ăștia care acum învață, cântă la chitară în biserică, conduc închinarea, conduc cântările în biserică și ei la rândul lor au presiune din partea părinților și sunt forțați și persecutați să facă compromis. Dacă ei vedeau în noi, ce puteam noi să fim un exemplu pentru ei? Mulțumim Bunului Dumnezeu că a fost alături de dumneavoastră până aici. E interesantă experiență, o să ne rămână în memorie mulți ani de zile și telespectatorilor noștri, sigur. Acum, dacă intrăm într-o altă experiență, experiența care a durat o perioadă de timp în ultimul an, când pe de o parte
erați surmenați, obosiți, aproape gata să puneți armele jos, cel puțin pentru o perioadă de timp, după atâția ani de slujire și de slujire continuă, cu pauze foarte scurte, ați ajuns la un punct destul de greu în slujire, și aceasta nu datorită slăbiciunilor dumneavoastră, că dacă ar fi să comparăm slujirea pe care o faceți acolo cu altora, din ceea ce cunoașteți de pe teren, mulți misionari care vin acolo, cât rezistă să stea în zona respectivă, din sursele care le aveți? Diferă, de la 6 luni la 2-3 ani, foarte puțin depășesc. Avem deja 9 ani jumate în India și putem să spunem e harul Domnului că... Și acești 9 ani jumate cu pauze scurte, pauze de o săptămână de zile, sau de o lună sau două luni. O lună jumate maxim. Eu cunosc persoane care fac misiune 2 luni de zile și cu 10 luni de pauză și mai merg 2 luni de zile și iar fac 10 luni de pauză sau ceva în genul acesta. Deci dumneavoastră a slujit acolo în continuu, necondiționat, dar totuși, an după an, an după an, greutatea și povara slujirii în condiții grele de acolo și cu rezultate după standardul nostru american sau european, cu rezultate minime, am zice noi, după calculele omenești, toate acestea îl blochează, îl înfrânează, îl decepționează pe omul care e pe teren. Descrieți cum ați trecut pentru astfel de perioadă și ce s-a întâmplat și cum ați făcut față perioadei grele care a venit. Că dumneavoastră ați mărturisit că n-a fost ușor și slujirea acolo în condiții grele, chiar dacă Dumnezeu e cu dumneavoastră, știți că Dumnezeu v-a trimis, dar totuși, în final, există o greutate care apasă. Descurajarea noastră a fost și descurajarea, de fapt, e o armă care cel rău folosește ca să trimite misionarea acasă. De obicei, nu ai rezultate la început chiar deloc, trece un an, doi, nu ai nimeni întors la Dumnezeu, lucrarea merge greu, e descurajant. Și descurajarea asta, spunem, n-are rost. Chiar unii frați, un păstor care a venit în vizită, a spus, n-are rost să stați aici. Tot ce faceți voi e ca și o bobă de nisip într-o plajă pe malul mării. E degeaba. Și ne-am știut că nu e degeaba, pentru că Dumnezeu ne-a trimis. Dar n-a fost ușor la început. Trebuie să iei un om nu de la zero, ci de sub. Omul ăsta nu știe cine e Dumnezeu adevărat, pentru că un Dumnezeu e un copac, e un idol, e un animal, se închine la soare, se închine la copaci și nu doar... N-ai niciun omitor comun cu el. Tu trebuie să-i spui cine e Dumnezeu adevărat prima dată, apoi să spui cine e Hristos. Deci durează un proces de ani de zile în care ajungi să o transformare în viața acestor oameni, să se întoarcă la Dumnezeu. Și noi lucrăm în special cu copii și copiii mult mai ușor, dar s-au întors tineri la Dumnezeu și chiar părinții copiilor, dar era un botezat pe an, primii ani n-a fost niciun botezat și era descurajant. Dar chiar după un timp în care deja aveam câțiva membri în biserică, am plantat biserica de la zero, o altă biserică am afiliat-o cu noi, un alt păstor care lucra prin credință, avea o situație financiară care nu putea să facă față, l-am luat cu noi în lucrare și biserica creștea încet. N-am văzut că Duhul Sfânt lucrează de mult, n-am văzut oameni, rezultate de cum ne așteptam noi, am vrut să vedem botezuri
10, 20, 100, vreau să vedem și vreau minuni, deși am văzut minune, am văzut că cel bolnav n-a rămas lângă Domnul, chiar că s-a vindecat de astmă. Cel mai mult a durut faptul că n-am văzut botezul cu Duhul Sfânt. Am zis, noi dacă nu vedem pe Duhul Sfânt că lucrează cu noi, pentru că de multe ori cu ajutorul Duhului Sfânt biserica se mulțea și noi vedeam, cum vedeam apostolii, vedeam parcă și noi și ne-a descurajat. Vedeam parcă că noi lucrăm și parcă Dumnezeu nu confirmă lucrarea pe care o facem noi. Și la urmă am spus, descurajat, am spus, Doamne, dacă Tu nu vedem că lucrăm, ce are rost să lucrăm noi, pentru că nu vedem rezultatul cu tare. Și am spus, Doamne, vrem o confirmare că Tu ești cu noi și că Tu lucrezi alături de noi, nu doar eforturile noastre. Și țin minte că am vorbit cu dumneavoastră, am spus, descurajat, am zis, poate va trebui să luăm o pauză, suntem obosiți și avea nevoie de poate de două, cum alți misionari, o dată la 3 ani pleacă 6 luni sau o dată la 7 ani pleacă un an de zile acasă, am zis, poate avem avea și noi o nevoie de câteva luni să venim să ne odihnim, să ne împrospătăm. Și dumneavoastră a spus, da, dar când noi vedem, când Dumnezeu ne lasă până când nu mai putem noi. Și am avut o întâlnire cu tinerii, nu în biserică, în altă parte, și la o rugăciune normală s-a coborât Duhul Sfânt peste o tânără care era foarte persecutată. Ne avem parte de persecuție, tinerii noștri sunt bătuți, sunt forțați de familie să nu vină în biserică și familia asta mi s-a dat mâncare, mi s-a dat bani să meargă la școală, de transport, să meargă la școală și bani să-și plătească taxele la școală pentru că era creștină. Și la rugăciunea aia, când toți ne rugam acolo, Duhul Sfânt a venit și a coborât peste toată această tânără, a început să vorbească în limbi și toți ne-am oprit pentru că vreau să auzim pe ea. Și momentul când Nu mai vorbea în hindi. Și nu știa altă limbă. Și tinerii auzau despre noi, ne auzau pe noi, dar e una când aude de-a lor și mărturiseau și eu. Ne-am oprit toți pentru că am auzit-o pe una de-a noastră vorbind ceva ce nu înțelegeam nici noi. Și vedeam bucuria pe fața ei și când am auzit că iasă, că se poate și că e real, au început să se roage, o rugăciune fierbinte, în care nu mai puteam opri din rugăciune. Și am văzut și alți tineri bozați cu Duhul Sfânt și auzeam vorbind în limbi și bucuria, experiența asta pe fața lor și atât de mult ne-am bărbătat asta, dar asta a fost prima, a doua zi mi se pare. A treia zi am avut din nou o experiență deosebită pe care poate soția o poate descrie. O experiență deosebită din nou. O ascultăm, sorea. Când s-a coborât Duhul Sfânt, a fost ceva care atât de minunat și pentru noi să vedem și nu pentru noi, pentru ei. Ei erau uimiți pentru că Dani le predica, frații cu care lucrăm le predica despre Duhul Sfânt, dar e ca și cum ai spune despre ceva ce n-ai experimentat tu, trebuie să experimentezi tu. Și în prima, a fost 3 seri de întâlnire pentru tineret. În a doua seară s-a coborât Duhul Sfânt și în a treia seară ei au invitat și alți tineri care nu au fost niciodată la biserică și care nu au intrat niciodată în contact cu Evanghelia. Și când au venit acești tineri, câțiva au fost la număr pentru prima oară, ce ne-a uimit că Duhul Sfânt s-a coborât din nou. Și dacă până atunci, când le vorbea despre Evanghelie și despre Isus, era un proces să înțeleagă, să-și predea viața în mâna lui Dumnezeu, acei tineri care au venit pentru prima oară și-au predat viața în mâna lui Isus, în acea seară, pentru prima oară când au auzit Evanghelia. Și ce ne-a uimit mai mult, că a venit Duhul Sfânt cu o convingere a păcatelor extraordinară. Eram în jur de 50-60 de tineri adunați împreună cu noi și toți au început să plângă și s-au văzut atât de păcătoși și l-au văzut pe Iisus atât de sfânt și dragostea, nu înțelegeau dragostea lui Iisus pentru ei. Și acești tineri care au venit pentru prima oară, nu mai puteam opri din plâns. Au căzut la picioarele lui Iisus, ne-am rugat pentru ei, dar ei plângeau cu hohote.
Când s-a coborât Duhul Sfânt, ce a fost minunat este că i-a convins de păcat într-un mod în care niciodată niciun predicator nu-i putea convinge. Și aceasta a fost coborârea Duhului Sfânt. A convins omul de păcat. Noi, după jumătate de oră, după o oră, încercam să încheiem cumva, frații încercau să încheie cumva rugăciunea, părtășia. Era deja mult. Tinerii nu vreau. Tinerii nu vreau. Se rugau în continuare și la un moment dat am oprit. Ce au făcut? Noi eram, întâlnirea aceasta avea loc undeva într-o junglă, într-un loc unde sunt copaci și liniște, ceea ce rar întâlnești în locul unde locuim noi. Un mini, o rezervație biologică acolo unde catolici au tot fel de plante și pomi, și ca o mică junglă acolo în oraș. Ce ne-a uimit că am terminat întâlnirea, să plecăm acasă, dar ei în schimb n-au vrut să plece acasă. S-au dus sub pomi, sub tufe, stăteau acolo și plângeau. Se rugau cei care pentru prima oară au venit în contact cu Evanghelia. Și aceasta a fost lucrarea Duhului Sfânt. Nu a fost nevoie nimeni să predice, n-a fost nimeni să îl convingă, ci acea revărsare a Duhului Sfânt de care noi tângeam atât de mult. Îl vream să-L vedem pe Dumnezeu, numai noi predicând, numai noi vorbim cu ei, ci vream să vedem o convingere de păcat, o revărsare a Duhului Sfânt. S-a revărsat Duhul Sfânt și mergeau, se rugau, plângeau, nu-i mai puteai opri din plâns. Ceea ce indienii nu plâng. Indienii nu plâng ușor. Sunt un popor care nu se exteriorizează plângând. Și am văzut acești tineri plângând și neoprându-se din plâns. Era lucrarea Duhului Sfânt care se coborâse din nou peste tineri. Și a trebuit să mergem să-i colectăm din tufe, să-i ducem împreună și să ducem să, din procesul de faptul că se dau păcătoși, să ducem la mântuire și să spunem, da, sunteți păcătoși, dar asta e harul, avem soluție, Dumnezeu vă iubește, v-ați mărturisit păcatele, credeți în Iisus. Și am văzut transformare în viața lor, că au înțeles harul și dragostea lui Hristos. Așa în câteva ore, datorită coborârii Duhului Sfânt, ceea ce niciodată n-am exprimat în viața mea, și ne-am bucurat că Duhul Sfânt ne-a ajutat să putem să-i ducem de la starea de disperare, plângeau cu strigăte mari în tufe și sunt păcătos, eu o să mor și mă duc în iad și nu sunt vrednic și nu există iertare pentru mine, și să-i ducem la iertare și la dragostea lui Hristos și a fost cea deosebit care noi am auzit-o în cărți, dar am avut ocazia să o vedem când Duhul Sfânt coboară. Și această intervenție supranaturală a reprezentat și pentru dumneavoastră doza necesară de energie și putere ca să continuați cu mai mare entuziasm. Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, aș dori să împărtășiți cu telespectatorii noștri dorințele pentru care dumneavoastră ați vrea ca cei care simt împreună cu noi și cu lucrarea dumneavoastră să se roage. Ce vă pasă mai greu? Ce nevoi mai mari simțiți că le aveți acolo pe terenul de misiune? Care să le împărtășiți în câteva fraze cu noi și cu cei care ne urmăresc, pentru că am convingerea că o mulțime de frați și surori și oameni ai lui Dumnezeu o să fie alături de noi în această lucrare. Biserica Happy Valley este în spatele acestei familii, suntem alături de ei, Dumnezeu ne-a chemat ca să îi sprijinim, Dumnezeu i-a trimis, noi facem ce simțim că e datoria noastră, ei fac ceea ce simt că e datoria lor. Începem cu sora Ioana și apoi încheiem cu fratele Dani. Ce dorințe aveți de rugăciune? În două fraze. Acum avem o biserică tineri, avem o biserică tânără cu copii care sunt acum adolescenți și tineri. Și anul acesta, dorința noastră cea mai mare pentru biserică, pare ciudat în America să vorbești despre așa ceva, este căsătoria. Anul acesta, din ianuarie, am văzut persecuție peste tinerele care s-au botezat. Căsătoria în India este aranjată de familie.
și ei își aranjează în funcție de starea materială, de familie, de castă și așa mai departe. Aceste tinere fiind creștine, botezate în apă, botezate cu Duhul Sfânt, chiar unele dintre ele au o persecuție foarte mare să se căsătorească cu hinduși. Dumnezeu să lucreze. Deci un motiv interesant și unic pentru noi, rugăciune pentru fetele care sunt în India și nu sunt lăsate de părinți să se căsătorească cu un credincios, un creștin. Din iulie vrem să deschidem o școală biblică, să pregătim evangheliști din tinerii care s-au întors la Domnul în biserică, ca ei la rândul lor să meargă cu Evanghelia în satele, sunt mii de sate care nu au ajuns Evanghelia acolo și din tinerii noștri vrem să fim o biserică misionară care să trimitem tinerii și Domnul să ne ajute să găsim tinerii, avem deja câțiva, să mai găsim și alții, să trimitem misionari, o biserică misionară vrem să fim. Apoi, pentru școala, care avem 450 de copii în școală, în care 450 de copii și crește, avem nevoie de un pământ, e greu cu pământul, densitatea e foarte mare. Rugați-mă ca Domnul să ne dea o locație unde să putem să avem locul nostru, nu doar în chirie. Iată trei motive, cel puțin, de rugăciune speciale, motive pentru care sunt convins că dumneavoastră, telespectatorii noștri, veți sprijini această familie și lucrarea lui Dumnezeu. Vă mulțumim încă o dată că ne-ați permis să intrăm în casele dumneavoastră, să fiți împreună cu noi. Ca întotdeauna vă încredințăm în brațul Domnului, bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze.